Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Hamza și vă invit alături de mine timp de 30 de minute la repriza de sport pe Joy FM Arad. Pe parcursul acestei emisiuni veți afla vești proaspete din sportul ardean și cele mai interesante evenimente sportive pe plan național și internațional petrecute în decursul săptămânii care urmează să se încheie peste două zile. Să începem cu sportul rege, fotbalul. Echipa care ne reprezintă județul în Liga a doua, Șoimi Pâncota, a rulat campionatul cu stângul, fiind învinsă sâmbătă 28 februarie pe teren propriu cu 4-0 de către Unirea Târlugeni, o echipă ce a început pregătirea de iarnă doar cu o săptămână înaintea debutului campionatului. Cu mulți jucători în primul 11 aduși în această pauză competițională, echipa antrenată de Dan Cuedan a evoluat lamentabil, îngropându-se și mai rău în mlaștina zonei retrogradării. Iată ce a declarat Dan Cuedan a doua zi după meci. Dane, cum explici acest eșec de astăzi? Acest eșec de astăzi are o explicație mai aprofundată, pe care nu cred că e nici momentul aici de această dată ca să intrăm în interiorul problemei. Sunt factori care țin și de bucătăria noastră, toate adunate, și explicația principală ar fi până la urmă că în afara celor 35 de minute bune din prima repriză de la începutul jocului, minutul 35, am jucat foarte slab și am făcut greșeli foarte, foarte mari pentru nivelul la care ne aflăm, întâlnind o echipă pragmatică care ne-a taxat practic la fiecare greșeală a noastră. Crezi că anunțul oaspeții oricum că nu s-ar înscrie în acest, ar întrerupe campionatul, n-ar veni, nu s-ar prezenta la meci, a avut un efect asupra psihicului jucătorilor negativ? Da, se poate spune și asta, și aici îmi asum eu responsabilitatea că n-am știut să gestionez bine acest moment. Vedeți și dumneavoastră câte frământări sunt în fotbalul românesc, chiar și la Liga 1, atunci ce să mai vorbim de Liga 2. Și până la urmă, toate adunate, echipa care a avut presiunea cea mai mică asupra ei s-a dovedit a fi Târlungeniu și au reușit, datorită faptului că au venit ca și într-o excursie la Pâncota, să joace dezinvolt și să reiasă tot ceea ce și-au propus. Chiar și antrenorul lor, Bona, a recunoscut că a avut noroc la situația de care am dat noi și după aceea că au reușit să marcheze la fiecare ocazie care au avut-o. Cu puțin timp înainte de reluarea campionatului, a trebuit să renunți la câțiva jucători din motive obiective, accidentări, lipsă de formă și așa mai departe, și a trebuit în același timp să duceți mai mulți jucători. Crezi că este și un motiv încă neomogenizarea acestora? Nu putem să. Nu are rost să căutăm scuze de genul ăsta ca să ne ascundem după forma unui jucător sau avem un lot numeros, chiar dacă într-adevăr am suferit prin faptul că l-am pierdut pe Alin Mihai, ceilalți care au jucat în locul lui, normal trebuia să se ridice la nivelul lui și nu numai a lui, și alții care au absentat și până la urmă să joace, să dea totul pe teren, pentru că în fond și la urma urmei ideea de bază este că trebuie să formezi un lot și toți componenții lotului în momentul în care apelezi la ei să intre pe teren trebuie să-și facă datoria. Deseori pe parcursul meciului a existat o presiune negativă asupra băncii tehnice din partea spectatorilor prezenți, nemulțumiți de evoluția jucătorilor și a scorului. Acesta este nivelul de cultură al celor care trăiesc în România în ceea ce privește sportul. Totdeauna ați văzut în alte țări când o echipă retrogradează sau face un meci mai slab, sunt și apostrofați, dar am văzut de în alte țări cum cântă un stadion întreg când echipa retrogradează și își încurajează într-adevăr favoriții. Ceea ce ai spus tu, că este un grup de suporteri, nu pot să-i numesc suporteri, pentru că fiecare jucător are viața lui intimă, viața lui personală, viața lui de familie și atunci în momentul în care te pui și aduci injurii jucătorilor, mai ales în timpul jocului, nu este ok. Poți să fii nemulțumit, să părăsești arena, până la urmă poate să și înjure și ăsta. Ei sunt jucători profesioniști, îți văd de treaba lor. Mă bucur pentru că sunt câțiva dintre ei care au perspective foarte frumoase. Mulți au fost la un pas de a evolua la echipe de Liga 1 în această iarnă. Deocamdată nu a fost să fie. Mulți au avut oferte chiar și de la alte cluburi de divizia B și până la urmă o să vedeți că sunt jucători care sunt mai auziți în fotbalul românesc, cei care formează echipa Pâncota, și chiar n-ar merita niciunul dintre ei ca să fie înjurați ca la ușa cortului sau
apostrofați de foarte multe ori aiurea și fără niciun nonsens, dar și asta până la urmă face parte din fotbalul nostru, din modul nostru de a trăi, din modul nostru de a gândi și până la urmă și de la educația care o avem fiecare. Te aștept să se ia o măsură radicală în ceea ce te privește? Da, aștept de mult timp treaba asta, totdeauna am fost... Orice antrenor așteaptă. Nu chiar orice antrenor, sunt alți antrenori care au anduranță la echipele care sunt, au longevitate, dar eu mă aștept aici la Pâncota, pentru că aici la Pâncota chiar și când câștigam, când am câștigat cu Caransebeșul 5-1, n-a fost bine pentru că n-am jucat nu știu cum, chiar și când am promovat cu echipa, ziceau că se suferă la spectacol, la aiurea, deci eu mă aștept pentru că sunt aici de două campionate în Liga 3, cu rezultate bune, unul chiar și cu promovare, și deja am un tur și jumătate de retur trecută deja în Liga 2 și tot timpul mi-am simțit poziția amenințată de cei din Pâncota, din care fac parte din parteneriatul acesta public-privat și totdeauna m-am simțit protejat de președintele Pavel Piroș, cu care am avut o relație deosebită și spun aici sincer la dumneavoastră, dacă nu era dânsul, era în schimbat de foarte multe ori și probabil că nu se întâmplau aceste lucruri. Pe cealaltă parte, eu mi-am făcut treaba mea, am demonstrat ca și antrenor că pot să și promovez, chiar dacă condițiile sunt mai vitrige ca și la alte cluburi, că pot să și mă mențin deasupra linii de plutire și în divizia B, chiar dacă am făcut foarte multe egaluri și de foarte multe ori n-am reușit să ne apropiem victoria. Pentru că am fost un antrenor care mi-a plăcut să mă implic, să muncesc în meseria asta frumoasă, chiar dacă climatul de multe ori a fost urât. Și până la urmă pot să spun că am îndeplinit toate obiectivele care mi-au fost trasate la Pâncota până acum. Nu puteam să fac lucrul ăsta de unul singur, v-am spus, am avut echipa aproape tot timpul, am avut președintele Piroș aproape tot timpul. Restul este can-can și oameni care... își doresc tot timpul altceva. Dacă le dai ceva, ei vor altceva. Dacă le dai acela ceva, vor altceva și sunt niște oameni care... Este decizia lor până la urmă, este decizia noastră și noi nu avem voie să judecăm pe nimeni. Și schimbarea s-a produs. După ședința celor din conducerea clubului și administrația locală a orașului Pâncota, Dan Cuiedan a fost înlocuit cu Ionuț Popa, un antrenor arădean cu multă experiență în fotbalul românesc. Primul antrenament sub conducerea noului antrenor a avut loc luni după amiază la Pâncota, iar marți dimineață în Arad, la baza sportivă ce poartă numele actualului antrenor. Ionuț Popa, bine ai revenit în iarbă. Un mic istoric al acestei reveniri și care sunt cauzele? Da, mulțumesc de urare. Clar că nu de vreo 2 ani de zile n-am mai vrut să ocup de antrenorat. Am vrut să stau în fotbal, dacă se poate, sub alte forme. Mi-am și organizat munca mea aici, la teren, la mine, cu copii, cu individualizare. Efectiv, nu mă mai pasiona, nu mă mai interesa, să zic așa. Dar a venit această propunere care m-a determinat să-mi schimb puțin. Pentru că eu am făcut atunci o declarație, cu vreo 2 ani, cum că aș activa doar în cadrul unui club care este vecin a Radului și să nu mai fac așa distanțe mari, cum 12 ani am fost plecat de acasă. În momentul această propunere și m-am gândit, zic, hai domnule să încerc să... Oamenii s-au rugat de mine, domnule, e o situație mai grea, au schimbat antrenorul, vrem să aducem un antrenor cu experiență, suntem într-o poziție nepotrivită acum și știm că e greu, știm că e așa și așa, nu știu dacă poziția ta de antrenor conferă această posibilitate de a reveni la noi într-o echipă care e pe ultimul loc în divizia B. Dom'le, am zis, este Aradul, ia județul Arad, reprezint Aradul și am făcut acest pas. Ai analizat foarte bine toate punctele, starea echipei, starea clubului, jucătorii veniți, cunoști echipa? Da, totul. Într-o zi am rezolvat totul. Cât de cât. Adică am luat la cunoștință despre jucători, am luat la cunoștință despre condițiile de pregătire, am avut o ședință de pregătire a numirii mele înainte cu jucătorii și au spus toate ofurile. La un antrenor, când e vorba și de experiență, astea sunt lucruri minimale. Imediat poți să rezolvi situația. Mai greu este acum să-i faci să joace, să faci o echipă bună, că asta este obiectivul pe care îl îndrăznesc. Să evităm, dacă se poate, ultimul loc, pentru că ultimul loc duce la un baraj cu ultimul loc din divizia B, seria 1, pentru ocuparea unei singure poziții.
Deci din două echipe, de pe ultimele locuri, respectiv a doua și a întâia, rămâne doar o echipă. Am înțeles că acest contract este doar până în vară. Cu posibilități de prelungire? Deci până în vară am vrut eu să-i ajut. Dacă ei se organizează bine și prin venirea mea încearcă să schimbe și să schimbe totul în sensul trecerii spre un club cu profesionalism, cu idei despre fotbal clare, atunci vom discuta. Dar deocamdată țelul este rapid de a face echipa să salveze de la ultimul loc. Aceste idei neclare sunt și la nivel de federație, nu numai la club. Tocmai de asta, pentru că nu se știe ce se va întâmpla. Nu numai fotbalul, tot suferă în țara asta, pentru că suntem o țară, așa cum îmi place mie să spun, de oameni care nu avem nicio treabă cu niciun subiect. A fost Ionuț Popa, noul antrenor al Șoimilor Pâncota. Iată și celelalte rezultate înregistrate sâmbătă în seara de vest a Ligii a doua. Metalul Reșița, FC Bihor 1-0, CSM Râmnicu Vâlcea, Olimpia Satu Mare 2-2, CSM Mioveni, FC Slatina 0-1. Șoimii Pâncota ocupă penultimul loc din seria de vest cu 12 puncte, pe prima poziție situându-se ACS Poli Timișoara cu 33 de puncte. În următoarea etapă, pe 7 martie, Șoimii Pâncota se va deplasa la Caransebeș. Caut pe cer o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zori. De ce nu mi-ai spus oare că este acăzătoare, pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea, a mea. Nu revin între rând, rămân așteptând, cu speranța că te voi zări cândva. Fără tine am rămas, nu mai am nici cas, mergi tăcut printre străini, mai fac un pas. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. A mea, du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea, a mea. Să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nor. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus soare? Este acăzătoare, yeah.
ești, al cui cer vei răsări, al meu sunt nou. Ca pe cer o stea, una doară mea. Să coborâm cu un eșalon mai jos, adică în Liga 3-a, unde alte două echipe arădene se luptă de data aceasta pentru promovare. Este vorba de actuala ocupantă a locului 1, Național Sebiș, și ocupantă a locului al 3-lea, echipa arădenilor, UTA. Meciurile acestora se reau pe 7 martie, dar UTA va sta în această etapă, deoarece echipa cu care urma să joace, Muncitorul Reșița, s-a retras din campionat. Sebișul va evolua pe teren propriu cu Filiași. Îl avem la microfon pe team managerul echipei UTA, Codruț Grădinaru. Cum stă UTA în acest moment și dacă aveți vreo șansă pentru promovare? Vă salut pe toți. Sâmbătă nu începem, prima etapă stăm, jucăm de-abia din a doua etapă. Deci de sâmbătă, într-o săptămână, în data de 14, pe stadionul Motorul, la ora 14, în compania echipei Craiova. În tur am câștigat 1-0, rezultatul ne obligă. Și, desigur, avem 11 meciuri care trebuie câștigate, așa că nu contează adversarul. Este o jumătate de an crucial atât pentru cariera mea, cât și pentru cariera tuturor tinerilor noștri jucători. O jumătate de an în care putem face istorie, o jumătate de an în care putem consemna în dreptul activității noastre o promovare, o promovare atât de mult dorită de toată suflarea fotbalistică din Arad, către toți suporterii. Am reușit să facem niște achiziții foarte importante. Știți că a fost o triere destul de exigentă și sper coerentă din partea noastră. Am dus jucători foarte valoroși, s-au făcut sacrificii, sper să înțeleagă absolut toți băieții că în aceste două luni jumate li se poate efectiv schimba viața și pot face istorie pentru acest oraș. Atât staful tehnic cât și lotul de jucători au avut condiții optime pentru pregătirea din această iarnă? Da, s-a făcut un cantonament la Măneasa și am jucat după revenirea din cantonamentul de la Măneasa la 3 zile. Au fost săptămâni în care s-au jucat 3 meciuri, un semicantonament pe plan local cu 2 antrenamente pe zi și foarte, foarte multe meciuri, tocmai pentru ca tot lotul, fiind și unul foarte numeros, să aibă cât mai multe meciuri în picioare, cât mai multe minute. Rezultate, exceptând 2 meciuri foarte bune, care ne dau încredere și speranța că echipa s-a închegat, chiar dacă am dus, cum am spus, destul de mulți jucători, însă toți cu valoare, toți jucători foarte, foarte, foarte importanți la nivel național, care nu au nevoie de timp pentru a se integra la absolut nicio echipă. Poți da și câteva nume și dacă cu aceste noi achiziții posturile, să zicem, vacante au fost ocupate? Sigur, este vorba de un fundaș central, Blănaru, pe plan local de la echipa Gloria, un jucător care poate să crească foarte mult, la fel și Silaghi de la contracandidata Becicherec, este o dublă legitimare, adică ei slăbit pe ei și ne-am întărit pe noi. Este vorba de Seche, un vârf, cel mai bun vârf din România anul trecut, golgetorul diviziei 1. Este vorba de aducerea lui Tudor, un jucător foarte cerebral în fața apărării, poate să joace și puțin mai avansat. Și, desigur, targetul numărul 1 a fost pentru noi menținerea lui Strătilă, un jucător extrem de periculos pentru echipele adverse. Ne-am atins obiectivul din punct de vedere al achizițiilor, urmează să confirmăm și prin rezultate. Au mai venit lângă echipă în această perioadă și un preparator fizic extrem de pregătit, a făcut o pregătire la Brescia, a mai activat la Săgeata Năvodari și un psiholog care lucrează și cu echipa de pe locul 1 din Liga 2 din Ungaria. Deci nu există niciun motiv pentru a ne teme. Ne-am făcut temele, sigur, mingea este rotundă, fotbalul este imprevizibil, dar suntem liniștiți pentru că am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a asigura condițiile optime și pentru a reuși promovarea. Ați participat la diferite acțiuni caritabile. Face parte din pregătirea psihologică a jucătorilor sau ați simțit nevoia ca să ajutați? Motoul care ni l-am autoimpus este
UTA este a tuturor arădenilor. Vis-a-vis de acest moto am vrut să dau un semnal și odată cu venirea mea la echipă, astfel de proiecte, astfel de evenimente au avut loc aproape săptămânal. Zilele trecute chiar am, într-o gală festivă, am primit un premiu pe acest domeniu. Cred că suntem echipa din țară cu cea mai mare activitate, cu cea mai bogată activitate în această sferă. Un lucru de care sunt foarte mândru. Eu, venind la echipă, mi-am arogat nu doar rolul de team manager, ci și unul de brand manager. Știm că în ultimii ani au existat persoane care au distrus acest brand. Noi trebuie să refidelizăm oamenii. Cel puțin filozofia mea asta este. Avem obligativitatea să readucem acest brand în sufletul oamenilor. Sigur, cu astfel de acțiuni nu facem decât să ne apropiem de ei și să-i facem să înțeleagă cât suntem de prezenți și că facem parte din această comunitate. Dar rezultatele și, în final, promovarea va face această activitate, o va încununa și va readuce în sufletele oamenilor și în mândria asta locală numele brandul UTA. Nu mi-ai spus cu cine vă luptați, care sunt contracandidate? Știe toată lumea. Becicherecu a slăbit puțin, dar prin Becicherecu mic, da? Da, mama mea, echipa de pe locul 2, și-a permis să vândă jucători și contracandidatei Sebi și nouă. Prin asta probabil că dă un semnal că nu este foarte interesată, deși sunt convins de promovare, deși sunt convins că va fi un adversar redutabil în continuare. Sigur că principala favorită teoretic, ținând cont că este pe primul loc, este Sebișul, o echipă pe care o întâlnim în etapa 4-a pe teren propriu, echipă pe care dacă o învingem o depășim în clasament, iar în continuare totul depinde de noi, depinzând de noi și câștigând toate meciurile, nu va mai avea cum să răstoarne situația. L-ați auzit pe Codruț Grădinaru, team managerul echipei UTA. Vom reveni la repriza de sport după o repriză de muzică. God, Spirit of the Living God.
Continuăm repriza de sport cu alte știri. La Arad, pe stadionul Gloria, a debutat marți 3 martie campionatul național de iarnă la atletism, aruncări lungi. Cel mai bun rezultat obținut de un sportiv arădean a fost locul întâi ocupat de aruncătorul de suliță Paul Rusu, legitimat la cluburile CSM Arad și Steaua București. Acesta a aruncat sulița la distanță de 75 de metri și 89 de centimetri. Plecarea lui Victor Pițurcă la Al-Ittihad stârnește multe controverse, iar acest lucru a ajuns și pe masa Direcției Naționale Anticorupție. Fostul selecționer ar fi trebuit să plătească 1,4 milioane de euro pentru a putea fi lăsat să părăsească postul de selecționer. Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată după ce contractul dintre Victor Pițurcă și Federația Română de Fotbal a fost reziliat, fără ca fostul selecționer să plătească daune. Alexandra Dulgheru s-a calificat în turul al doilea al turneului de tenis de la Kuala Lumpur după ce a învins-o în turul întâi pe Sabine Lisicki, favorita numărul 2 a turneului. Meciul s-a terminat după două seturi câștigate de româncă cu 6-4, 7-5. Pentru calificarea în turul al doilea, Alexandra va primi un cec de 3.400 de dolari, iar adversară în următorul meci va fi chinezoaica Ying Ying Duan. Simona Halep a avut o lună februarie excelentă, fapt pentru care a fost nominalizată pentru titlul de jucătoare a lunii februarie de site-ul WTA. Alături de ea au mai fost nominalizate alte două jucătoare, Luci Savarova și nemțoaica de origine bosniacă Andreea Petkovic. În perioada 6-8 martie la Sibiu, România și Israel se vor confrunta în Cupa Davis într-un meci contând pentru primul tur al grupei întâi valorice a zonei Europa-Africa. Horia Tecău și Florin Mergea vor face parte din echipa României și vor evolua împreună în meciul de dublu. Alături de cei doi din echipa României mai fac parte Adrian Ungur și arădeanul Marius Copil. Aceasta a fost repriza de sport de la Joy FM Arad. Sunt Ioan Hamza și vă dau întâlnire vinerea viitoare la aceeași oră.